sticlui un plan de evadare. Îi aduse o frânghie ascunsă într-o plăcintă, cu care acesta a reușit să pescuiască o scară de sfoară și să coboare de la înălțimea odăii sale care dădea spre Bosfor, unde îl aștepta o barcă. Hei, hei, voinicii mei! Bine ați venit la Duminica Domnițelor! Povestea de astăzi va fi despre doamna și domnițele lui Ieremia Movilă, domnitorul Moldovei. Istoricii spun că Elisabeta Lozinski a fost cea mai frumoasă doamnă a Moldovei și datorită ambiției sale a fost comparată cu doamna Chiajna, cea despre care am vorbit în videoclipul anterior. Din portretul păstrat la mănăstirea Sucevița se văd doi ochi mari așezați pe un chip fin, iar gura mică și delicată completează ansamblul nobil al doamnei. Elisabeta era catolică, fiica unui boier ungur, și s-a căsătorit cu Ieremia Movilă în anul 1591 în Polonia. Acesta vine domn în Moldova în 1595 și după un an, timp în care, după obiceiul acelor vremuri, îl alungă pe domnul țigan Răzvan Vodă, care era susținut de Mihai Viteazul și curăță țara de boierii vrăjmași, își aduce familia, pe doamna Elisabeta și copiii, la Iași. Aceștia așteptaseră în Polonia ca traiul în Moldova să devină sigur. Cei doi au împreună 9 copii. Pe vremea aceea, femeile de domnitor nășteau prunci pentru a asigura continuitatea domniei. Din cei 9, 3 erau băieți și restul fete. Alături de Ieremia, Elisabeta cunoaște îndestularea domniei timp de 11 ani, cu o întrerupere scurtă de câteva luni în 1600. Dar și grijile pricinuite de fratele domnitorului, Simion Movilă, în urma greșelilor căruia cei doi au plătit o sumă mare de bani. Prințesa catolică a făcut tot timpul eforturi pentru a crește influența papistașilor în Moldova și, deși domnul mai făcea concesii, totuși și-a păstrat credința ortodoxă și, mai mult decât atât, i-a crescut și botezat și pe copii în aceeași credință. Se întâmplă ca Ieremia Movilă să moară în 1606 și, timp de un an, Elisabeta se războiește cu văduva lui Simion Movilă, care revendica scaunul domniei pentru fiul ei. Însă, Elisabeta, cu ajutor polonez, câștigă o bătălie în 1607 împotriva acesteia și îl impune pe Constantin ca domn, deși era minor, urmând ca ea să devină regentă și să conducă Moldova, așa cum ne-am obișnuit deja că se întâmpla în astfel de cazuri. Bineînțeles că în timpul regenței a ridicat la mare slavă lăcașurile catolice, fapt ce ne mulțumea boierii cât și prostimea. Urmează o întâmplare care va declanșa o adevărată saga în ceea ce privește destinul acestei familii, după care s-ar putea scrie un scenariu de război cu dragoste, suspans, evadări spectaculoase și evenimente neprevăzute. Dar haideți să vedem pe scurt despre ce este vorba. În 1611, domnul țării românești Radu Șerban este alungat de unguri și se refugiază în Moldova, cerând protecție lui Constantin și mamei sale. În urma unor demersuri greșite ale acestora, sultanul hotărăște să-l pună pe scaunul Moldovei pe Ștefan Tomșa. Acesta, cu oaste turcească și un grup de tătari, atacă Moldova. Elisabeta, împreună cu toată familia, se retrage în cetatea Hotin și de aici, cu ajutor polonez, Constantin, care are cam 15-16 ani, atacă oastea lui Ștefan Tomșa. Este învins, răpit de tătari și moare înnecat în apele Nistrului. Elisabeta, care se refugiase la Ustie, unde avea un domeniu, primește vestea răpirii fiului său, Constantin, fără să știe că este mort, precum și a ginerelui Potochi, un nobil polonez căsătorit cu una din fiicele sale și anume Maria. Caută sprijin la regii Poloniei și Lituaniei pentru a elibera pe cei doi și, când 3 ani mai târziu află de decesul lui Constantin, folosește armata strânsă pentru a porni împotriva lui Ștefan Tomșa și a-l pune domn în Moldova pe cel de-al doilea băiat, Alexandru, tot minor.
În 1615 îl înfrânge pe Ștefan Tomșa și se instalează la curtea din Iași, pentru scurt timp însă, întrucât acesta revine un an mai târziu, cu sprijinul otomanilor și tătarilor, și, deși aceasta obține din nou o victorie, află că vine firman de mazilire de la sultan și încearcă să se retragă la Hotin. Sunt prinși pe drum și luați prizonieri. Cronicile spun că aceasta a fost rușinată de către păgâni și, în semn de durere, și-a retezat cosițele castanii. Șuvița, aflându-se de atunci la mănăstirea Sucevița, lângă mormântul lui Ieremia Movilă, doamna Elisabeta a fost obligată să treacă la religia islamică și a fost băgată în haremul sultanului, unde și-a găsit sfârșitul după anul 1620. Dar povestea acestei familii nu se termină aici și ceea ce urmează ne dovedește că romanele de capă și spadă pe care le citeam în adolescență au la bază întâmplări reale. Este vorba despre povestea domniței Ecaterina Margareta, căsătorită cu nobilul polonez Corechi, o uniune din dragoste pentru înfăptuirea căreia cei doi au luptat mult. În timpul domniei lui Constantin, pe când se lupta cu turcii și tătarii, și știm că acesta a fost luat prizonier de către tătari și a murit înnecat pe Nistru, în convoi se mai afla și sora lui Ecaterina Margareta, îmbrăcată în veșmânt simplu de țărancă, pentru a nu atrage atenția, aceasta împreună cu soțul său, deghizat și el, încercau să fugă, doar că ea a căzut în robie la tătari, iar acesta la turci. Corechi a ajuns în închisoarea Șapte Turnuri din Istanbul, iar Ecaterina Margareta a luat drumul pribegiei cu hoardele tătărăști, fiind însărcinată. Pe drum și-a zgâriat fața cu unghiile ca să se urâțească, lucru care i-a salvat viața și onoarea, întrucât tătarul care a luat-o, crezând că este o țărancă, a pus-o la treburile gospodărești. Deși muncea din greu și mâncarea era puțină, domnița nu s-a plâns și a rezistat, născând un băiat sănătos. În casa tătarului de la Cetatea Albă se mai afla un prizonier european, un francez, Charles de Jopecourt, din memoriile căruia am aflat această poveste frumoasă și care mai târziu ajunge secretar de ambasadă pe lângă ducele d'Angoulême. Domnița pune la cale un plan și îl convinge pe prizonierul francez să o ajute. Acesta, om de onoare, face întocmai cum este învățat. Stăpânul tătar avea un frate care era orb și surd, iar domnița avea un diamant foarte valoros și se pare că deținea puteri vindecătoare de care ea știa. Îl pune pe francez să îi spună tătarului că el îi poate salva fratele de boală dacă îi redă libertatea. Tătarul se învoiește. Acesta urmează o procedură învățată de la domnița Margareta și în câteva zile, cu ajutorul acelei pietre și a unor ceaiuri din plante preparate de aceasta, ochii tătarului s-au vindecat și a început să-și audă. Francezul îi redă piatra domniței și este pus în libertate de către tătar, care îi dărui cai și bani. Astfel că porni spre Polonia în căutarea principelui Corechi, soțul doamnei Margareta. În drumul lui prin Moldova este prins de haiduci, care iau banii și îi cer să intre în ceata lor. Francezul refuză și este ținut prizonier 2 luni, după care reușește să evadeze furând și el un cal de la haiduci. Pe drum s-a întâlnit cu un soldat polonez care se întorcea acasă și de la care află tot ceea ce se întâmplase cu doamna Elisabeta și principele Corechi. Îi încredința acestuia scrisorile pe care doamna Margareta le scrisese surorilor ei pentru a le duce la destinație, iar el se îndreptă spre Constantinopol ca să-l găsească pe soțul acesteia, închis în celebra închisoare Șapte Turnuri.
Ajuns în Constantinopol, se duse la ambasada Franței, unde îi povesti ambasadorului, domnul de Sancy, totul și află de la acesta unde este Corechi și că Franța și Polonia au făcut nenumărate demersuri pe lângă sultan pentru a-i salva viața, întrucât prizonierul nu dorea să îmbrățișeze credința islamică și era amenințat cu decapitarea de către sultan. Francezul reuși să intre în închisoare, cu merinde pentru Corechi, fiind deghizat în servitor, merinde pe care ambasadorul Franței le trimitea regulat și, bineînțeles, și cu scrisorile de la domnița Margareta pentru acesta. La următoarea vizită, petrecută în același mod, Corechi îi dăte francezului scrisori către fratele său, prin care îl ruga să vândă tot ce este nevoie și să facă presiuni pentru a-i scoate soția și fiul din robia tătarului și către domnița Margareta, scrisoare de dragoste și de îmbărbătare, fiindcă nu și-a renegat credința. Scrisoarea către Polonia a plecat printr-un sol, iar francezul luă din nou drumul spre Cetatea Albă la domniță, unde reuși să ajungă și să-i trimită scrisoarea de la soțul său. Francezul reuși să-l convingă pe tătar să o slobozească din robie pe Margareta și pe fiul acesteia contra sumei de 3.000 de franci, pe care îi primi de la cumnatul ei din Polonia, fratele prințului Corechi, astfel că domnița ajunse în siguranță în Polonia la familia ei. Acum, toți își uniră eforturile pentru a scăpa și pe Corechi din închisoare, dar sultanul era de neînduplecat și, încă o dată, această nație care a dat omenirii cele mai frumoase romane de capă și spadă prin pana lui Dumas, aduce în povestirea noastră un francez providențial, un tânăr funcționar de la ambasada Franței, care vizita des pe Corechi, avea o nefericită poveste de dragoste cu o domniță poloneză, pe care părinții nu vroiau să o mărite cu el, și obținând de la acesta nobil foarte influent în societatea poloneză promisiunea că va face demersuri pe lângă familie să fie de acord cu această uniune, ticlui un plan de evadare. Îi aduse o frânghie ascunsă într-o plăcintă, cu care acesta a reușit să pescuiască o scară de sfoară și să coboare de la înălțimea odăii sale care dădea spre Bosfor, unde îl aștepta o barcă. Corechi a stat ascuns într-o bisericuță mică îmbrăcat în straie preoțești, timp în care tânărul funcționar a părăsit orașul. Ambasadorul a fost arestat, slujitorii ambasadei torturați, iar paznicii închisorii omorâți. La presiunile făcute de ambasadele Germaniei, Olandei, Franței, Angliei, ambasadorul a fost eliberat. Corechi a stat astfel ascuns 2 luni în acea bisericuță, până când popii au căpătat libera trecere spre Alexandria și așa, deghizat în preot, acesta a reușit să evadeze din Imperiul Otoman. A trecut apoi pe la curțile Europei și chiar pe la Vatican, unde s-a întâlnit cu papa, după care s-a întors în Polonia la familia lui. Bucuria reunirii a fost de scurtă durată. Domnița Margareta mai născu o fată și în 1619 viața grea dusă în robia tătarului și-a spus cuvântul și aceasta a murit. Corechi nu s-a mai însurat, își pierdu și fiul la o vârstă tânără, iar pe fiică o mărită cu un nobil polonez, voievodul de Belz. Astfel s-a terminat aventura principesei Ecaterina Margareta și a soțului său, nobilul polonez Corechi, căzuți amândoi prizonieri, ea la tătari, iar el la turci. Trebuie să știți că doamna Elisabeta Movilă a mai căsătorit 3 din fetele ei cu nobili polonezi, că se pare că moldovencele, faimoase pentru frumusețea lor, erau foarte căutate de acești magnați. Astfel, prin contesa Maria Potocki, al cărui soț, nobilul Potocki, a căzut și el prizonier la turci, dar aceasta a reușit să-l răscumpere, prin ducesa Chiajna, care și-a schimbat numele în Regina și s-a căsătorit cu ducele Viesnovieschi, și contesa Ana Potocki, spița movileștilor, s-a răspândit prin toată Europa, acestea fiind bunicile și străbunicile soțiilor regilor Poloniei, Stanislav Leszczynski și Mihai Viesnovieschi,
soției regelui Franței Ludovic al XVI-lea și din stirpea lor descind mai apoi Franz Iosef, împăratul Francisc I al Austriei, regii Bavariei, ai Saxoniei, Greciei, Belgiei și Suediei. Atât pentru astăzi, dragii mei. Evul Mediu ascunde povești fabuloase, palpitante, eroice, romantice, tragice, care ne așteaptă să le descoperim. Și iată că aflăm că din stirpea voievozilor Valahiei și Moldovei, prin domnițele noastre, s-au născut capetele încoronate ale Europei. Sper că v-a plăcut ceea ce v-am prezentat astăzi și vă aștept din nou la Joia Cavalerilor cu alte povești, de data aceasta războinice. Vă mulțumesc fiindcă mă urmăriți. Dacă vă place conținutul prezentat, vă rog să vă abonați la acest canal. Vă aștept și cu un like și cu un comentariu și până joi, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă!